Vere, zici că am ajuns la Polul Nord. Nu văd nimic. Am scos telefonul pe geam! Dalea, ușor, Andrei! Bă, ești prost! Mamă. Trage pe dreapta. Bună dimineața, bine am regăsit la un nou vlog. Astăzi facem o plecare cu youtuberii la cabană. Un vlog spontan, să vedem ce o să iasă. Eu zic că o să fie Caterinca. Dacă mai vreți vloguri, dați acolo pe butonul de like și abonați-vă. Suntem aici cu tezluța noastră. Bună dimineața, silențiosule. Salutare, bărbașanilor, și bine v-am regăsit. Am ajuns la Supercharger. Am băgat mașina, l-am încărcat 29%. În mai puțin de o oră o să fim gata de plecare. Știi cum e? Ca la mașinuțele alea din parc, și care se conectează la tavan ca să meargă. Bă, adevărat! Ce bine ai zis-o! Zici că e mașinuță de aia de la... E mașinuță de aia, mă, gen, de un chiriz la 5 lei. Își ia curentul din tavan. 3, 2, 1 și... Dai! Trage pe dreapta. Am ajuns foarte repede la Târgoviște, drumul a fost liber, 60% că am mers, nu am stat. Opinionul nostru este că la Fast Charge este o Dacia Spring care nu a declarat că încarcă. Un mare minus. Dar hai să dăm aici. Deci noi încărcăm acum la ce? O să încărcăm la viteză mai mică. O luăm pe ăsta micuțu. Well. Și stai. Așa. Asta zic, wow. Ia uite. Dar asta cât de greu încarcă față de Supercharger? Hai să vedem acum cât încărcăm. Bă, față de Supercharger, păi gândește la Supercharger, încărcăm cu 166 de kW. Se pare că putem încărca cu maxim 11 kW. A few moments later. Aproape full bateria, dar ne-am trezit cu băiatul ăsta pe lângă noi aici. Bă, pup! Ia stai, mă, să vedem ce avem noi aici. Frumos! Ia stai, mă, că vreau să dau o tură. De cât timp ai mai condus o manuală? Aproape 2 luni am mai condus manuală. Da. Ce bipă-i astea pe aici? Nu știu ce bipă-i pe aici. Ce bipă-i? A, e antiradarul. E antiradarul. Au, e legal! Dalea, ușor, Andrei! Băi, ești frat! Ne îndreptăm acum spre Rucker. L-am luat pe domnul Kenz. Și zi, treci în dreapta. Nu. Bă, da. Hai. Ma. Avem 50 de kilometri până la Rucker. Hai, uite-te aici la drum. Stai, mă! Stai că patinează. Nu sunt nou, ăia au Logan niște, nu mai fi așa. A, și mai avem pe Norris în spate cu Ice Silent. Toți nevoii mai sunt în spate. Psych! Aaaa, bă, ești tâmpit! Ce ai făcut, mă? Stai, mă, bă! Stai, Andrei, te rog! Luați arăștia, permis, Silia. Că mie nu mi l-au luat, că am avut 130, știu, că merge în alul ăsta. Ce, bă, am 55 la oră? Nu mai. Eu nu pot să înțeleg. Am 62 la oră, filmează! Uite, da, ai și ai. Să mor eu dacă mai vin cu tine vreodată. Mă duc în Logan. Nu-ți place, mă, senzația. Oprești pe dreapta. Mă oprești pe dreapta. Mă duc și mâine. Nu cumva. Gata, trage pe dreapta. Ia, ține, ține. Uite. Ai șervețele umede, dale. Ce? Nu vară. Pentru binele vostru, nu. Vere, ce pana mea! Te duci la fata aia? Lasă-l. Bună, fata, auzi, dă și mie Instagram-ul tău, te rog. Stai. Dă și mie Instagram-ul tău, te rog. Ești foarte frumoasă și am văzut. Hai mai aici să nu te calci, vino pa. Dă și mie Instagram-ul tău. A tras o fata pe dreapta, fi ce are Instagram-ul. Ai speriat fata aia să moară, băieți, dar nu. Cred că ai speriat-o pentru câteva zile, ești nebun. Să oprească o mașină, Tesla, și să-i ceară Instagram-ul. Mă, ce iese din vlogul ăsta, nimeni nu știe chat. Băi, patroane, te ții după mine, da? Da, dar nu-i dai standard și te-ai dus Iulia, că ăsta a apăs la maxim și măcar nu știu dacă sunt pe accelerație sau pe frână. Vezi că este abur de motor. A, mă, că se aude acolo, ia-i. Wow, ușor! 62% baterie, am ajuns pe munte. Bă, dar chiar arată bine, uite. E zăpadă, e frumos, e bine. Cum e, silențiosule? Bă, e ce trebuie. E bine. Bă, mă, ia uita ce avem aici. Bine pe priză. O să ne putem băga peste noapte. Domnule silențios, bă, e frumos, adică chiar e mișto, n-a ce să zic. Au, ce mișto aici. E că efectiv cam tabere, ești nebun. Bă, da, televizorul ăsta, pe bune. Am eu tableta la Tesla mai mare, deci... Am palma cu jumătate. Pe bune, am tableta mai mare la Tesla decât televizorul.
N-am văzut niciodată de mic televizorul, dar e ok, nu, oricum nu-l folosim, deci n-am. Am plecat acum, dragă Zare, cu o parte din oameni, mergem să vizităm puțin pe aici, prin zonă, până se face noapte, că deja nu mai e mult și se face noapte. Andrei, acum tu ești prieten. Boys, nu știu unde am ajuns, dar e nebunie rău de tors, suntem cu Andreiu și cu toți aici, cu toți youtuberii în spate. Bună seara, dragi telespectatori, bine m-am regăsit la o nouă prognoză meteo. Din câte puteți vedea, suntem în la... N-au nicio treabă cu noi! Liniște! Liniște! Mai sunt băieți de aia de vânt brânză? Da, da, da. Da? Mamă, uite, uitați-vă în sus! Uite, filmează în sus, Andrei! Mamă! Ușor să nu mă călcați, domnule Andrei! Domnule Andrei, așa, așa! Oh, 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 oh! Aici venea urși, vezi că se vede că este tot de urs, vezi? Vezi, nu? Mhm. Și lup și tot felul. Știi? Dar aici știu foarte bine că stătea un animal care venea de sus și aici stătea el în partea aia, pe acolo, pe grotă. O luăm spre casă, băieți, am fost la peșteră. V-a plăcut acolo? Ți-a plăcut noi? La peșteră? Noi. Mamă, ce muzică bagă nebunii! Auzi ce avem aici, Tesla. Ia să vedem. Ăsta cred că e încărcătorul. Totul sigilat, să vedem dacă mergem. Ok. Opa, opa! Avem curent. Avem curent, s-a făcut verde, ok. Bam! Și? Ia să vedem. Se vede dacă se încarcă. Bam, bam, bam. Avem verde! În cât timp se face full? Încărcăm cu 3 kW. În 10 ore ar fi full. Let it go! Let it go! I don't care! Risky spider, risky spider. Arabia, saca, saca, arabia. The next day. Bună dimineața, aseara nins. Veți cu bună dimineața, băieți. Hai să arătăm ce a fost aseară. Vere, zici că am ajuns la Polul Nord. Nu văd nimic. Polul, nu? Sure. Dacă nu erau bolovanii ăștia prin dreapta, nici că mai știam unde e drumul. Am scos telefonul pe geam! Trebuie să încălzim mașina ca să fie totul bine și o să ne punem în loc, să vedem ce se mai întâmplă. Da, e pijale rău. Mai auzi el așa, ai tu vocea de dimineață? Ia veniți încă puțin, hai să vedem ce fac și celălalt youtuber, ia. Hai să vedem. Saic, tu te caci? Da. Se cacă. Mai ce mai vrei știi? Bună dimineața. Bună dimineața. Bine, plavă mă, cu trandafir, cu aia. Băi, ai avut o seară romantică. Reveniți, vedem ce se mai întâmplă. Cam acesta ar fi traseul. O să ne oprim până la Râșne, o să dăm câștigătorului căștile. Iar după o să ne întâlnim spre București, să vedem pe unde ne bagă. Avem 220 de kilometri, să vedem dacă facem sau nu cu mașina. Dăm unlock charge port și acum poți să-l trage. Ia, trage puțin. Simplu? Da. Oh, okay. Așa ușor sau? Da. Am ajuns în Râșnov. Avem aici căștile de la Alienware. Salut! Salut! Uite, ți-am adus premiul aici, căștile frumoase de la Alienware. Ia zi, ce părere de mașină? E top, în realitate arată mult mai bine ca pe cameră. Bă, felicitări încă o dată. Mă bucur că ai câștigat, că tu chiar aveai nevoie de căști. Da. Și să fii activ în continuare, că știu că ești activ. Da. Joci bine CS, toate alea. Mai am niște YouTube aici. Da? Ia uite. Salut, bra! Facem 25 de kilometri în 2 ore. Avem trafic de 78 de minute. Forță! Bă, deci e 2:30 și noi tot n-am intrat pe DN1. Exact acum mai avem foarte, foarte puțin și ajungem să intrăm și noi pe DN1. One eternity later.